Un caz care ar putea intra ușor în cartea recordurilor se petrece la cel mai mare spital, unde 9 dintre cele 10 asistente de pe acea secție au rămas însărcinate cam în aceeași perioadă. Cele 9 femei urmează să dea naștere între lunile aprilie și iunie. Asistentele au declarat că nu și-au propus să rămână însărcinate în același timp, dar acest lucru s-a întâmplat. Acum, asistentele se susțin reciproc și găsesc mereu înțelegere la colegele de serviciu, însărcinate și ele. Cel mai dificil va fi pentru conducerea spitalului atunci când tinerele mămici vor intra în concediu maternal. Dar directorul spitalului a spus că totul este aranjat, iar plecarea celor 9 asistente este deja acoperită. Așadar, spitalul nu va fi afectat de intrarea femeilor în concediu. Viitoarele mămici au postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare, în care apar îmbrăcate în uniformele de serviciu și cu burțile aliniate. Internauții s-au întrecut în mesaje de felicitare la adresa celor 9 femei și a bebelușilor care urmează să fie aduși pe lume. Cele 9 asistente sunt hotărâte ca micuții lor să crească împreună și să țină legătura între ele. Acum, ele se îngrijesc reciproc, se sună una pe cealaltă și se asigură că totul este în regulă cu sănătatea lor și a bebelușilor. Relatează știrimedia.ro.